Doamnelor și domnilor, sunt informații de ultimă oră. Discutăm despre plicurile suspecte de la ambasada Ucrainei de aici, din București. Trupele antitero intervin de urgență și la această oră acolo, după ce angajații au dat alarma. Anchetatorii verifică o posibilă legătură cu incidentele petrecute în Spania recent, când mai multe colete suspecte au fost trimise diplomaților ucrainieni. Angajații au fost evacuați de aici, din București. Vine cu detalii chiar de acolo, de la ambasada Ucrainei, Roxana Ciucă, colega mea, și imediat va comenta pe marginea acestor informații și va veni cu noutăți Nils Schnecker într-o intervenție telefonică. Roxana, te ascultăm pentru moment. Bine te-am regăsit, Cristina, bună ziua, doamnelor, domnilor. În 17 țări s-au trimis astfel de amenințări. România este cea de-a 18-a. Suntem în fața ambasadei Ucrainei. Îi vedeți și vă arată colegul meu, Marian Mandache. Sunt jandarmii, polițiștii, pompierii, salvarea la fața locului. Cumva, dacă vreți, activitatea de aici este pe final și asta pentru că pirotehniștii, în urmă cu scurt timp, au ridicat plicurile suspecte, le-au pus într-o geantă, iar mai apoi geanta a fost mutată, pusă într-o dubă specială de la antitero. Chiar în aceste clipe, plicurile suspecte sunt verificate pentru a vedea clar ce material explozibil, ce substanțe explozibile conțin acolo. Marian Mandache, ajută-mă un pic, te rog, pentru că vreau să arătăm oamenilor ce este aici la fața locului. A fost o adevărată desfășurare de forțe la fața locului. Vă spuneam, doamnelor, domnilor, la începutul intervenției mele că România este cea de 18-a țară în care s-au trimis astfel de pachete suspecte. Trebuie să scoatem în evidență și explozia la ambasada Ucrainei din Madrid printr-o scrisoare capcană, când un angajat a fost rănit, a suferit răni ușoare, dar a mers la spital pe picioarele sale. Se fac anchete în clipa de față și oamenii legii investigează incidentul, ajutați evident de anchetatori criminaliști și serviciile de comunicații și de informații. Doamnelor, domnilor, e important de precizat ce s-a întâmplat dimineața aici și cu siguranță că se va desfășura o mare anchetă pentru a vedea. Plicurile, Marian Mandache, hai un pic cu mine. Plicurile au ajuns aici la ambasada Ucrainei prin această poștă. Deci, vedeți, noastră, au venit poștașul, a lăsat plicurile în ambasadă. Dimineață, când au ajuns angajații la serviciu, au găsit plicurile suspecte. Acela a fost momentul în care parte din ei s-au autoevacuat, iar mai apoi au ajuns organele de cercetare penală la fața locului și au evacuat toate persoanele, în primul rând, așa spune protocolul, au fost evacuate toate persoanele de aici, din ambasadă. Multe întrebări fără răspuns. 1. Cine a trimis aceste plicuri? Asta în condițiile în care, până astăzi, cel puțin noi știam că țara noastră este una extrem de sigură. Iată că lucrurile au luat o altă întorsătură. Așteptăm cu real interes să vedem dacă se va deschide vreun dosar de cercetare penală, cum au ajuns plicurile aici, de ce n-au fost plicurile verificate, adică în sensul în care oricine poate să vină aici și să lase niște plicuri. Rămânem în continuare aici la ambasada Ucrainei, stimați spectatori, și vom reveni cu alte informații. Hai să mai arătăm un pic zona, nu vă mai spun de trafic pentru că s-a circulat bară la bară, dar să știi, Cristina, că e de lăudat până la urmă intervenția anchetatorilor, pentru că foarte rapid, de îndată de când s-a dat apelul la 112, foarte rapid forțele de ordine au venit la fața locului. Angajații de aici, din ambasadă, trebuie să știți că și-au reluat serviciul, pentru că au plecat, vă spuneam, pirotehniștii. Aceasta este ambasada Ucrainei, situată într-o zonă centrală a capitalei. Este liniște, așteptăm și noi să vedem dacă coboară ambasadorul sau cineva de la SRI sau poate chiar de la poliție. Va coborâ, va sta de vorbă cu noi jurnaliștii prezenți aici pentru a ne aduce câteva explicații, pentru că e important să știm noi, e important să știți dumneavoastră cum au ajuns plicurile aici la ambasadă. De ce nu au fost verificate? Văd în aceste clipe că se deschide ușa ambasadei și vă spuneam că s-a închis, de fapt, ușa ambasadei și vă spuneam că așteptăm cu real interes și un punct de vedere oficial, pentru că tare multe întrebări sunt fără răspuns și ne putem aștepta, cine știe, Doamne ferește, ca și de mâine încolo, alte plicuri suspecte. Înțelegem că aici e vorba de două plicuri suspecte. Cine știe, să fie trimise și la alte ambasade. Rămâneți pe România TV, ne întoarcem cu acest subiect în intervențiile viitoare.